O tânără a ajuns la spital și alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident petrecut vineri pe DN65E574 la Pădurea Saru. Din primele cercetări s-a stabilit că un tânăr de 26 de ani din Craiova, în timp ce conducea autoturismul, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind umed, iar într-o curbă la dreapta a pierdut controlul direcției de deplasare și a pătruns pe sensul opus, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani din Slatina. În urma impactului, cei doi șoferi, dar și pasagera unuia dintre autoturisme, o tânără de 25 de ani din Craiova, au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, intervenind paramedicii de pe echipajul Smurd Balș și cadrele medicale de pe ambulanța Serviciului de Ambulanță Județean Olt. Un bărbat de 30 de ani din comuna Obog a fost găsit fără suflare în dimineața zilei de vineri în fântâna din curtea locuinței sale. Tânărul se afla într-o fântână cu diametru de aproximativ 80 de centimetri și o adâncime de 12 metri. Salvatorii au intervenit cu ajutorul accesorilor din dotarea autospecialei și au adus la suprafață trupul neînsuflețit al bărbatului după aproximativ 30 de minute de intervenție continuă. La fața locului au fost și cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanță Olt, însă din păcate aceștia nu au putut decât să constate decesul bărbatului. Un angajat al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliare Olt este cercetat de procurorii olteni pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, după ce timp de mai bine de 3 ani ar fi primit necuvenit suma de 1000 de lei lunar de la administratorul unei societăți. Funcționarul public în vârstă de 44 de ani din Slatina este acuzat de anchetatori că ar fi pretins și primit respectiva sumă de bani pentru a accepta documentațiile cadastrale depuse în vederea vizării de către societatea respectivă, în condițiile în care acestea erau întocmite deficitar și s-ar fi impus returnarea spre refacere. Procurorii secției de urmărire penală a parchetului Olt au luat măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile față de angajat, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Un polițist de la postul Curtișoara este anchetat sub control judiciar de procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Olt după ce ar fi determinat o persoană vătămată dintr-o cauză penală aflată în instrumentarea sa să-și retragă plângerea. În sarcina inculpatului s-a reținut că a consemnat în mod nereal în cuprinsul unei declarații faptul că persoana vătămată dintr-o cauză penală aflată în instrumentarea sa și-a retras plângerea prealabilă, lucrătorul de poliție propunând ulterior o soluție de clasare ce a fost însușită de către procuror, favorizând în felul acesta persoana cercetată. Împotriva lucrătorului de poliție de la postul de poliție Curtișoara, anchetatorii au luat măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Polițistul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizare a făptuitorului, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Pentru că fermierii olteni mai au la dispoziție ceva mai puțin de două săptămâni pentru a solicita subvenția pe suprafață, reprezentanții APIA Olt vor avea program normal și în weekend. Astfel, fermierii olteni vor putea să-și depună cererile atât pe 6 și 7 mai, cât și pe 13 și 14 mai. Termenul limite pentru depunerea cererilor din campania 2017 este 15 mai, iar pentru ca toți fermierii să se încadreze, reprezentanții APIA au decis prelungirea programului de lucru și în cele două weekenduri existente până la mijlocul acestei luni. Directorul executiv adjunct al APIA Olt, George Dumitrescu, a precizat că fermierii din alte orașe ce dețin exploatații în județ vor putea veni în weekend ca să-și depună cererile.